Aproape 18.000 de apartamente din municipiul Suceava, acordate la sistemul centralizat de termoficare, au rămas începând de luni, 25 iulie, fără apă caldă la robinete. Furnizarea pe calde va fi oprită timp de 9 zile până la data de 3 august. La fel ca în fiecare vară, sucevenii abonați la sistemul termic centralizat nu vor avea apă caldă, de această dată 9 zile. Deși primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că a încercat să scurteze această perioadă purtând discuții intense cu specialiștii de la Termonet, sucevenii au primit din nou vestea că o să rămână fără apă caldă în cea mai fierbinte perioadă a anului. Și asta pentru că sunt necesare intervenții specifice în 6 puncte sensibile de pe rețeaua de transport și distribuție a apei calde, în scopul efectuării lucrărilor de revizii și reparația anuale planificate. Intervenția va avea loc în toate cartierele din Suceava, fiind necesară pentru a asigura condițiile tehnice de furnizare a energiei termice în sezonul rece următor. Pe de altă parte, primarul Ion Lungu a anunțat că a obținut promisiuni ferme pentru finanțarea reparațiilor ce vor fi executate la rețeaua de distribuție a apei menajere și a agentului termic, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu premierul și vicepremierii guvernului Cioloș.